Un egal la Brașov și un eșec usturător acasă cu Universitatea Cluj. Acestea erau rezultatele care scoseseră practic pe handbaliștii lui Andrieș din lupta pentru locul 5. Gorjenii au înviat însă la Odorhei, echipă ce se bate cu HM Constanța la titlu. Energia i-a spulberat însă pe adversarii mai bine cotați, cărora le-a administrat un sec 34-25. Tot e posibil în sport, numai ce-l dorești. În urmă a fost un meci bun, am avut o apărare foarte, foarte bună la acest joc și cred că acesta a fost atunci nostru în meciul de sâmbătă seara de la Odorhei. Flora și colegii săi au condus în permanență pe tabelă și au obținut o victorie neașteptat de lejeră. Păiu și golgheterul campionatului Gabi Florea au fost cei mai buni marcatori, cu câte 9 reușite de fiecare. Am atins, să spunem, forma maximă și am câștigat la Odorhei. V-au aplaudat spectatorii de acolo la final? Da, un public extraordinar acolo, a aplaudat chiar și pe echipa, chiar dacă vedem la 9 diferențe, a aplaudat și pe noi. Victoria de la Odorhei a reaprins și speranțele lui Andrieș pentru Europa. Energia rămâne pe locul 7 la doar un punct, însă în spatele adversarilor din Cluj și Bacău. La finalul campionatului sperăm și să credem orice, pentru că ultima, și așa că vedem de la etapă la etapă, vedem ce se va întâmpla. Următorul joc al handbaliștilor Energiei se joacă miercuri pe teren propriu cu Minaur Baia Mare.